Societatea Horticultura SA continuă investițiile în cimitirele preluate în administrare. În cimitirul Calea Şagului, angajații societății au renovat porțile de intrare, gardul adiacent parcului Clăbucet, magazinul și clădirile administrative. Au refăcut sistemul electric și sistemul de iluminat. Toate aceste investiții fiind în valoare de peste 85.000 de lei. În această lună Horticultura va demara lucrările de renovare la cele două capele din cimitirul Calea Şagului, ce vor include zugrăvirea interiorului și a exteriorului, montarea de gresie antiderapantă și repararea copertinelor. Reprezentanții societății precizează că este în plan și recondiționarea toaletelor din cimitirul Caleașagului, urmând apoi să înceapă investițiile în cimitirul Rusu-Șirianu cu refacerea rețelei electrice și a sistemului de iluminat.